ziua și bine v-am găsit! Astăzi spunem la mulți ani ProTV Chișinău, pentru că astăzi ProTV împlinește 20 de ani. 20 de ani trăiți dintr-o răsuflare, cu pasiune, cu dăruire, cu multă muncă și, desigur, dragoste pentru voi, cei care ați ales să stați cu ochii pe noi. La 20 de ani îți spunem un mare mulțumesc pentru că ne ești alături. Indiferent ce vârstă ai avea, astăzi ai 20 de ani. Ești mai bun, mai puternic, mai dornic de schimbări, mai încrezător, dar și mai sceptic în căutarea adevărului și a unei vieți mai bune. Vrem să simți că este și sărbătoarea ta, pentru că tu, de 20 de ani, ești ProTV, iar împreună, de 20 de ani, gândim liber. Încearcă să fii ca toți. Nu are rost să te implici sau să riști. Nimeni nu ți va fi alături când îți va fi greu. Principiile nu se pun în buzunar și nu-ți hrănesc copiii. Și să nu crezi că poți crea sau schimba ceva. Renunță și nu mai încerca. Oricum, nu-ți construiești tu viitorul. Dar tu ai ales să gândești liber. De 20 de ani, tu ești ProTV. De 20 de ani, ProTV înseamnă ea, pentru că acum două decenii a venit în această televiziune și aici a și rămas. Nu cred că este moldovean care nu a auzit de Lorena Bogza. Să muncești 20 de ani în același loc e ceva. Să o faci cu pasiune în tot acest timp e cu adevărat impresionant. Cum a reușit și cum au fost cele două decenii pentru Lorena, vedem în continuare. Bună seara și bine v-am regăsit! A fost cam lungă așteptarea. Invitatul emisiunii din această seară este domnul Ilie Ilașcu. O limbă română frumoasă, așa? Au mai rămas două zile până la Crăciun, una dintre cele mai mari sărbători creștine. Recent, to get an accreditation in order to do our job peacefully had no result. Ai talent? Nu prea nici eu n-am. Mulțumesc frumos! Încheiem aici emisiunea din această seară. Nu cred că sunt mulți oameni care pot să spună că au 20 și ceva de ani, pentru că eu am în ProTV 20 și ceva de ani. Aici am învățat televiziune. Acum două decenii, o tânără visătoare, dar la fel de hotărâtă ca și azi, Lorena Bogza trăia emoțiile primului jurnal de știri de la ProTV Chișinău. Bună seara, România! Bună seara, Chișinău! Începutul de cale pentru ProTV a fost înclădirea de atunci a Ministerului Agriculturii, acum sediul judecătoriei Chișinău. Noi în această clădire ne-am mutat mai devreme decât 3 septembrie. Aici deja echipa era din februarie. A fost o zi foarte plină, cu emoții extraordinare. Corina Dănilă era cea care spunea pentru prima dată bună seara Chișinău de la pupitrul știrilor ProTV, iar Lorena avea misiunea ei. Eu am avut direct, avându-l alături de mine pe prim-ministrul de atunci Ion Sturza, foarte mulți oameni de calitate au fost atunci alături de noi în acel moment, dar cel mai important lucru, cei de acasă au fost alături de noi. Au trecut 20 de ani, iar pentru Republica Moldova, care în acest an a făcut 28 de ani de independență, 20 de ani de televiziune este foarte mult. Într-adevăr, 20 de ani e mult. Multe s-au schimbat, inclusiv locul de unde Lorena Bogza ne salută în fiecare săptămână. Care este prima impresie atunci când vine cineva aici despre studio? Pentru că știu că la noi tot timpul prima remarcă este ce mic e, nu? Aici au încăput toți patru lideri politici atunci când s-a creat prima alianță pentru integrare europeană. Marian Lupu a avut fenomenala idee să vină cu scaunul lui, pentru că aici nu s-a putut acomoda nicicum. A durat ceva până când emisiunea în profunzime a ajuns la formatul de astăzi. Inițial era o rubrică în jurnalul de știri, realizată tot de Lorena. Apoi emisiunea s-a mutat în birourile funcționarilor de atunci, până în 2004, când deja actorii politici erau cei care veneau, poate, la singura tribună politică din țară. Primul a fost Vladimir Voronin. Din partea mea, un simbol, mai mult un simbol, un cadou simbol, cu simbolul, într-adevăr, a președinței. O parte a emisiunii filmată la Condrița, noi am vrut atunci ca să cunoaștem acești lideri politici și în mediul lor natural, acasă. Și ați participat la Cotătuvinul? Cum? Cum? Eu îmi dălmășalul, toamnă, doamnă, fiește. Meze? Me.
Super, e bine, Roșca nu ne-a acceptat acasă și am filmat într-un local din capitală, cu unde a venit cu fica sa. Tata unde lucrează? La sediu. La sediu lucrează? Așa, la sediu. Și mai unde? La Zvezda Comunist. Au urmat sute de emisiuni, cu discuții aprinse, cu schimburi de replici sau hohote de râs. Vezi că este comic, e totuși primarul ăsta general. Nu este urmat și de primar. Câte este? Nu, este foarte... Iacob, care nu se poate abține. O repriză de râs. Am impresia că am mai văzut o dată la o emisie. Tot cu domnul Diacob. Publicitate. Doamne, gode, și eu a să bineștească. Pare o femeie de fier, însă nici lacrimile nu au ocolit-o, pentru că în direct se întâmplă de toate. Cazul în care o fetiță și-a revăzut mama după 6 ani. Puteți intra, doamnă, bună seara. Și bine ați venit, veniți aici. Aici este Andreea. Vă-ați loc. Eu am mereu emoții, plus că trebuie să te concentrezi și să ai grijă de timp. Asta este cea mai mare problema mea, noțiunea timpului. Eu cel mai des în casca asta, publicitate. În 20 de ani a văzut mulți politicieni venind și plecând, a văzut cum se schimbă guvernări, dar s-a schimbat și ea. Acum când te uiți la pozele de atunci, ți-e dragă sau ai... Niciodată n-am arătat mai bine decât acum. Când intri în emisie directă, uiți dacă te doare un dinte sau dacă ți-e foame, susține Lorena. Și chiar dacă ai 20 de ani în televiziune, tot înveți. Eu sunt cel mai aprig critic al meu. Unii sunt chiar foarte, foarte îngăduitori. Dacă ar fi să dea timpul înapoi, n-ar schimba nimic, chiar dacă nu mereu a fost roz. Lecția pe care am învățat-o eu este că... În primul rând, pentru tine, trebuie să-ți faci meseria cât mai corect. La ProTV a învățat televiziune, iar televiziunea poate fi o dulce boală incurabilă. Peste 20 de ani ne întâlnim tot aici? Cătălin Giosan a spus cândva următorul lucru. Doamna Lorena, mi-aș dori să naști luni, ca lunea viitoare să vii în studio. Să știi că a avut dreptate, am născut într-o zi de luni, doar că lunea viitoare n-am venit în studio. La un moment dat, el îmi spunea, doamna Lorena... Cred că să vină timpul să te ducem cu căruciorul pe la 90 de ani onorabil. Peste 20 de ani o să am grijă să-mi iau cârje. Până atunci ne bucurăm împreună de sărbătoarea noastră a tuturor. 20 de ani de ProTV Chișinău. La mulți ani ProTV, rămâi așa cum ești. La ora 20 ne așteaptă un jurnal de nota 20, cu cea care ni-l va aduce, discutăm în continuare. Sorina Breja este acum lângă mine. Sorina, bună seara! Bună seara, nici nu mai trebuia să te prezint, nu? Acest râs al tău, din start, cine te cunoaște, îl cunoaște, dar cred că te cunoaște ceva lume. Nu știu că nu râd așa de des la știri. Nu râd deloc. Ei, se mai întâmplă și acolo. Mai profit că vin la tine pe canapea. Da, aici e locul unde putem să râdem. Cum te simți astăzi? Emoționată, așa, din toate părțile, apucată de mânci și așa mai departe? Anișoară, vreau să spun că încă nu am reușit să mă gândesc la emoțiile jurnalului de diseară. Am avut o zi atât de încărcată, atât de plină, atât de sărbătoare, dar sărbătoare așa cum este la ProTV. Adică reporterii au muncit la maxim și eu împreună cu ei și... Acum, pe seară, vrem să tragem aer în piept și să ne dăm seama că este atât de frumos ce se întâmplă azi. Prin muncă omul e slăvit, nu? Da. Și, exact. Și probabil când vom ajunge acasă seara și vom pune capul pe pernă, atunci ne vom da seama ce s-a întâmplat de fapt astăzi, pentru că a fost într-adevăr o zi foarte agitată. Și această cifră, 20 de ani, care, nu știu, e greu să redai până la urmă ce înseamnă ea. E foarte greu să redai când ai colegi care au cam 20 de ani. Așa. Și când discutam despre ce înseamnă 20 de ani și mă uitam la ei, întrebam unde erai tu atunci când ProTV-ul a apărut pe lume,
Unii erau în burtică la mama. În burtică sau în univers, într-un gând doar undeva. Da, și asta este cu adevărat fascinant. Dacă e să vorbim despre jurnalul de diseară, câtă emoție, nu știu, ce simți în acel moment? Tot timpul jurnalele la aniversări sunt mai grele, probabil, nu? Mai grele, nu frumoase, sunt mai grele, dar sunt mai frumoase, au o încărcătură emoțională extraordinară, pentru că să aduni 20 de ani în câteva minute de jurnal este minunat. Și noi împreună cu colegii am reușit să facem asta, pentru că asta este sărbătoarea noastră. Ori sărbătoarea noastră este ziua telespectatorilor noștri și noi le dedicăm lor în totalitate. De asta îi aștept diseară cu mare drag. Emoțiile sunt doar frumoase. Da, și emoțiile sunt ale tuturor. Dacă poți, așa, câte puțin să ne spui ce o să vedem în acest jurnal aniversar. Astăzi o să vedeți o serie de reportaje despre oamenii care ne reprezintă, despre oamenii care întruchipează valorile noastre. Noi am numărat 7 valori. O să le vedeți diseară. Printre ele sunt libertate, perseverență, curaj, creativitate, fidelitate, independență, am zis? Nu, n-ai zis. Pot să zic de două ori independență, că asta este ceea ce ne caracterizează cel mai mult. Și aceste valori le găsim în oamenii noștri, în telespectatorii noștri, în eroii știrilor noastre, pe care o să-i vedeți diseară. De asemenea, o să facem un drum ușor, așa, o călătorie în istoria noastră, de la începutul începutului, de acum 20 de ani. Istoria noastră se confundă cu istoria țării, pentru că jurnal cu jurnal e ca și cum am scris această istorie pagină cu pagină. Da, practic e foarte mică această diferență între vârsta țării și a ProTV-ului, cum zicea și Lorena. Pentru o țară care are 28 de ani, 20 de ani de televiziune, înseamnă foarte mult. E o țară. Da, cam așa e. Am văzut astăzi o postare a ta în care ai scris și tu la mulți ani ProTV, în care ți-ai descris prima zi în care ai venit aici. Da. Și pentru cei care nu au văzut-o, aș vrea să ne povestești. Am povestit o întâmplare din prima mea zi, una care m-a motivat și mi-a dat forțe să continui și să ajung până aici. Am scris prima mea știre și, evident, aveam emoții, mai ales că toată lumea o bârfea, să zic așa, pe Lorena, că e foarte severă, că e dură, că n-o să o scoți în curând în capăt cu ea, că ai mult de învățat până o să reușești să o cucerești pe Lorena. Și am dat prima știre la editat, Lorena a întrebat, a cui e știrea? Dar așa cu o voce, că numai noi, cei care am trecut prin asta, știm ce simți, cu ce tremurici te apucă după asta. Dar nici nu vrei să zici că e a ta. A cuiva, nu știu. Eu am ridicat mâna ca la școală de atâta emoția și am zis că e a mea. Și Lorena mi-a zis, bravo. A fost un moment extraordinar și este momentul care mi-a dat aripi să merg mai departe, să creez, să fac lucrurile mai frumoase, să ajung să folosesc microfonul ProTV pentru ca să pot să schimb destine, să schimb vieți, să schimb lucruri, să rezolvăm împreună probleme. Uite așa, din acea zi s-au scurs aproape 12, dacă nu greșesc. Da, în noiembrie, da, atunci a fost în octombrie, că noiembrie a fost angajată. Uh-huh. 12 ani. 12 ani. Vine a crede? Nu. Au trecut așa, e mai puțin? Așa e percep? Eu mă uit în redacție, echipa aproape că s-a schimbat și numai că o dată, s-a schimbat de mai multe ori. Dar oricum am sentimentul că sunt egală cu ei și că muncim la fel. Păi da, cum muncim la fel, indiferent ce vârstă are fiecare până la urmă și experiența pe care o are. Acum, dacă tot vorbim despre ProTV, că despre asta o să tot vorbim astăzi, e ziua noastră, ce să mai. Vreau să vedem repejor câteva cuvinte pe care ni le-au spus telespectatorii noștri și să vedem câți dintre ei te-au pomenit pe tine. Hai să vedem. ProTV Chișinău împlinește astăzi 20 de ani. Este o zi importantă atât pentru noi, cât și pentru toți telespectatorii noștri care ne-au fost alături în toți acești ani. Împreună am descoperit oameni și povești și am spus lucrurilor pe nume. Astăzi vrem să ne spui ce crezi tu despre ProTV.
Mi place să urmărim emisiunile Lorena Bogza. Cred că este un post foarte informativ. Mult succes în continuare. Difuzați știri de înaltă calitate. Este un post foarte bun. Am avut ocazia să o cunosc pe Sorina Obreja personal, pentru că la fel sunt student la Facultatea de Jurnalism în anul 3. Așa. Și am văzut că aveți profesioniști în ceea ce faceți. Mă bucur pentru ceea ce faceți și vă urez mult succes. Ne-mi place Pro TV, Patricia Pudoleanu, ea că ne-mi place, e simpatică, e drăguță și chiar drăguț că n-asculți pe dânsa. Îmi place foarte mult să mă uit la Pro TV, mai ales seara cu părinții, pentru că e un canal foarte interesant. Mă uit cu mama cel mai des la O Seară Perfectă. Ne place foarte mult să ne uităm, mai ales că unele știri sunt chiar foarte interesante și foarte plăcute de privit. Eu am un post de televiziune destul de obiectiv. Pot spune, n-am părere. Eu până de interviu, prezinte. Mai repetați, vă rog, o dată întrebare. Chiar dacă de 20 de ani suntem liberi alături de Pro TV, totuși oamenii se mai tem de cameră și de microfon. Un lucru ne bucură. Ne urmăresc moldovenii și nu doar maturii, ci și copiii care știu să facă diferență deja între o știre falsă și o știre corectă. Bunelul zice că este un canal care prezintă știri adevărate și el are încredere în acest canal. Foarte mare încredere. Și voi, fetele, urmăriți? Părinții noștri urmăresc. Așa, și voi? Da, uneori, când, de exemplu, sunt în arhive mai multe istorice, de exemplu, chiar de 31 august ne-am uitat, chiar toată familia și da. Și cel mai mult ne place că sunteți într-un fel activi. Foarte multe canale postează știri false. Așa, și Pro TV? Eu am cred. Îmi place mult Pro TV, privesc, iată pe YouTube în fiecare zi privesc știrile Pro TV de la ora 15, nu, de la ora 17, da, mă scuzați, și de seară de la ora 20, da, dacă nu mă greșesc. Îmi place mult, îmi place cum prezentatoarea dumneavoastră, Sorina Obreja, și am văzut că ieri a apărut o prezentatoare nouă, da, din păcate nu i-am reținut numele, posibil din cauza, da, Lorena. Așa, îmi place mult, îmi place că sunteți activi, acționați direct, cum spun, atunci când apare o încălcare ceva, voi acționați direct și sunteți cinstiți, asta îmi place. Eu privesc tot timpul, îmi place Pro TV, că sunt cele mai proaspete știri la voi și voi arătați toate știrile ceva mai dilatat ca alte canale. Și diferite emisiuni foarte interesante. În principiu eu mă uit știrile. Pe urmă este O Seară Perfectă, pare mi se că e a dumneavoastră. Vă felicit pe toți, vă doresc sănătate la toți, specialiști și, în primul rând, succes. La mulți ani și felicitări și să o țineți așa mai departe. Felicitări, Pro TV, 20 de ani și sper că înainte tot așa o să o țineți. Cinstiți, corect și independenți. Eu vreau să vă felicit cu sărbătoarea asta de azi, să vă doresc sănătate și succes în toate. Mergeți înainte și gândiți liber. Le mulțumim tuturor pentru aceste cuvinte frumoase. Foarte plăcut să auzi așa ceva. Am primit azi toată ziua atâtea cuvinte frumoase, dar nu am reușit să răspund măcar la cineva. Vreau să spun acum mulțumesc tuturor pentru urări și suntem alături de voi așa cum sunteți și voi alături de noi. Da, felicitările sunt reciproce până la urmă, că împreună facem asta toată lumea. Vreau să te întreb pe tine, cât de des ți se întâmplă să mergi pe stradă și asta e o întrebare atât. Merg des pe stradă. Atât de banal, să mergi pe stradă și să auzi în spatele tău. Măi, asta e Sorina Obreja? Da, se întâmplă. Să merg și pe plajă. Pe plajă? De exemplu, nu. Da, sigur că da, se întâmplă foarte des și îmi dau seama că lumea mă recunoaște aproape toată lumea pe stradă. Te incomodează? Asta nu mă incomodează deloc. Din potrivă, foarte mult mă bucură oamenii care recunosc că ne cunoaștem. Și îmi spun bună seara și eu le răspund cu mare drag bună seara, pentru că îmi dau seama că și eu îi cunosc, pentru că seara sunt dincolo de ecran. Așa. Unde erai tu acum 20 de ani? Ce făceam? Stai să fac un calcul. Te-ai gândit așa la asta astăzi? Nu am reușit să mă gândesc. Eram, cred că, în clasa a noua. În clasa a noua, primele zile a opta, de a noua.
Da, primele zile. Primele zile din clasa a 9-a. Uh-huh. Da. Ultimul an de școală. În ce moment ai început să urmărești ProTV? ProTV am început să urmăresc când am ajuns la facultate, la Chișinău, la facultatea de jurnalism și imposibil să nu urmărești ProTV, mai ales dacă vrei să devii jurnalist. La Cahul nu aveam atunci ProTV, dar mi-aș fi dorit. Asta e și explicația pentru care n-ai văzut primele jurnale, nu? Primii ani ai ProTV-ului. I-am văzut acum, de curând, pentru că am răscolit în arhivă și am văzut toate jurnalele tot vedem, de la început. Fiecare an te aducem aminte frumos despre cum a fost și despre cum este. Cum te-ai schimbat tu în toți acești ani? Cum te-ai schimbat ProTV-ul? Aș vrea să spun că nu m-am schimbat. Dar nu ne referim doar fizic. Oricum trecem prin niște etape. În toți acești ani am... În 20, cum m-am schimbat? În 20 mult m-am schimbat. M-am schimbat viața. Între timp am familie, copil, am Emilica acasă care mă așteaptă. Și care îi transmitem salutări. Siguranță se uită acum la noi, nu? Sper că da. Eu sunt sigură. Tu ești modest acum. Așa. Și în anii în care am venit la ProTV, am crescut aici, m-am format aici, sunt, acum mă identific cu ProTV, cu valorile ProTV, sunt valorile vieții mele, nu pot să le separ. Uh-huh. Au existat momente foarte dificile în care ți-ai fi dorit să pui punct? Nu, o spun cu toată sinceritatea, nu mi s-a întâmplat nici măcar o dată să spun că vreau să pun punct și să plec de la ProTV. Au fost momente dificile. Au fost momente în care mi-a fost foarte greu, dar le-am depășit. Dar nici măcar atunci nu a fost în capul meu că gata, plec. Și niciodată nu am rostit aceste cuvinte. E o legătură puternică. Foarte frumos. Fiecare are momente și în care vine să mai... Să mai trântească și să... S-au mai trântit uși, dar nu ca să plec. Dacă tot ai zis de Emilia, acum, dintr-o sărbătoare în alta o tot ținem, că era început anul școlar și v-am văzut pe ambele și într-un reportaj la noi, ați mers la care te-am văzut lacrimând. Eu nu te-am văzut pe tine de multe ori lacrimând în lacrimi. Eu nu plâng niciodată. Uite, după care eu mi-am dat seama că eu nu știu dacă am plâns. Poate s-a întâmplat să plâng de greutăți sau să plâng de necaz. Nu. Atunci am altfel de emoții și vreau să ies din asta. Dar uite că de fericire plâng, de emoțiile astea, că mi-am văzut copilul sănătos și frumos și zâmbind la careu, am plâns la fel ca în ziua în care am adus-o pe lume. Aha. Ce ai simțit în acel moment? Mie îmi place, îmi fac exact ca tine acum. Vrei să scobești în mine. Am luat bisturiul, am deschis. Da, asta nu e rană. Asta e... Îți spun asta, că m-a înduioșat să o vând. Și când am auzit clopoțelul și nu-mi dau seama cât de repede s-au scurs acești ani, asta mă bucur, că e bine, că e sănătoasă și că e alături de mine. Și astăzi a fost bucuroasă, a venit bucuroasă de la școală. Prima dată mi-a spus că n-a plăcut la școală și am întrebat ce ți-a plăcut. A zis că n-a plăcut mâncarea de la cantină. Așa. Și mi-a plăcut la pauză. Gata, cel mai important, cel mai important asta încât de la grădiniță, probabil. Uite, fața asta. Eu când te-am văzut, deja, da, eu când te-am văzut, am zis, dar cine e asta când o cunosc pe femeia asta cu care am lucrat atâția ani? Deci, pentru prima dată am văzut această mimică a ta. Ea, Emilia, a fost destul de curajoasă. Aici îmi părea chiar plictisită. Cum a fost pentru ea? Ți-a povestit cum... Cum a fost... Pentru ea, cum a care... simțit tot ce s-a întâmplat acolo? A fost destul de multă învălmășeală și avea mari emoții, mai trebuia să prezinte și un dans, dar s-a descurcat foarte bine. Uh-huh. Apoi a mers în clasă, era curioasă să vadă cum arată clasa, a deschis deodată abecedarul și s-a apucat să citească cu voce în clasă, în învălmășeala aceea. Ea și-a făcut tema? Da, ea și-a făcut deodată tema, când alții... Scobeau pe acolo prin draperii. Știe deja să citească? V-ați pregătit? Da, ea știe să citească. Noi citim. Ea citește singură pagini întregi din așa. Cărți care au, de exemplu, 100 de pagini. Iar împreună citim cărți așa mai mărișoare. De vreo 200 de pagini ultima pe care am citit-o. Dar împreună eu citesc și ea mai urmărește acolo un cuvânt. Nu se va plictisi la școală? Nu cred. Cred că o să reușească să învețe alte lucruri, alte materii.
Din câte observi acum, cum crește ea? Cum crezi? Spre ce domeniu va merge ea? Mi-a zis odată că, dar știi, mi-ar plăcea să fiu jurnalistă. Mi se pare că așa e de ușor. Și el zis, nu, hai să alegem altceva. Păi toată lumea da, așa nu, zice, știi? A fost o glumă, evident. Ea o să aibă toată libertatea din partea noastră să-și aleagă orice domeniu vrea. Mă gândeam că oricum, copilul atunci când este mic deja se observă cam în ce direcție. Îmi place că o interesează cărțile, că avem acasă bibliotecă și tu m-ai întrebat că ea a învățat să citească, dar nu puteam, pentru că aveam bibliotecă și cărți atât de interesante. Eu am grijă întotdeauna să-i cumpăr, cel puțin o dată pe lună, să-i cumpăr o carte interesantă de la librărie, uh-huh. Să-i aduc în loc de jucărie un cadou. Și nu protestează, le acceptă cu drag. Nu zice că aș fi vrut o jucărie totuși. Și mergem și la librărie împreună, ea și alege cărțile care îi plac, uh-huh. Fie că enciclopedii, fie că povești, fie că... V-am văzut și la mare, în vacanță, foarte vesel, așa, pe plajă, toată ziua, joacă și din postările tale am înțeles că nu v-ați mai săturat de această vară, care tocmai s-a încheiat deja. Da. Și după am profitat la piscină, eram în fiecare sâmbătă și duminică, toată ziua aproape. Acum vacanțele s-au încheiat, ești pregătită pentru o toamnă fierbinte? Sunt pregătită pentru o toamnă fierbinte, la știri o să fie chiar de foc, pentru că ne așteaptă o campanie electorală destul de complicată și o vom urmări. La fel, urmează să difuzăm reportajele din campania 2.0, adică cele despre oamenii despre care v-am povestit. Da, campania 2.0 și ce ar trebui să înțelegem din ea? Ce înseamnă acest 2.0? Înseamnă o nouă etapă, o nouă viață, noi mai departe, împreună cu voi. Înseamnă că vă dăm mâna și hai să mergem, să continuăm povestea. Da, povestea continuă, cam asta e concluzia. Pe final, Sorina, te rog să-mi o urare pentru ProTV-ul nostru, drag. Ce-ți vine acum, prim? Vreau să vă spun la mulți ani și noi existăm pentru voi. Mulțumesc tare mult pentru discuție și fugi la treabă că te așteaptă o misiune serioasă. Mulțumesc. Vă fi cu ochii pe tine. Mulțumesc. La 20 de ani, ProTV Chișinău dă o recepție grandioasă. Ce se va întâmpla acolo, ne spune reporterul nostru, Valeria Capra. Valeria, bună seara! Bună seara, Anișoara! Bună seara tuturor și la mulți ani, dragă ProTV Chișinău! Suntem o familie mare, iar eu tare mă bucur că fac parte din această familie de un an de zile, dar la propriu zic eu, mai întâi de toate aș vrea să o întreb pe draga mea colegă dacă am băgat un nițel în sperieți, fiindcă ia priviți, sunt în studioul Serilor Perfecte. Anișoara, ce zici? Mă aude? Ne ajută regia să ne zică dacă mă aude? Da? Valeria, vreau să zic că aici este studioul Serilor Perfecte. Acolo tu nu știi de unde ai furat acea calabă. Ești o intrusă, dar las că vii tu acasă. Bine, dar stai liniștită. Stai liniștită, draga mea, fiindcă cred eu urmează... De fapt, această canapea îți va aparține. Totuși, dragilor, ziceam eu mai devreme, această seară este una cu totul și cu totul deosebită pentru noi, fiindcă astăzi celebrăm cei 20 de ani de când ProTV există. Suntem împreună, iar astăzi vom sărbători pe cinste, fiindcă urmează o seară plină de surprize și unică, zic eu. Dar haideți să vă fac o mică excursie pe aici. Uite, colega mea, Dina, stă și ea la poză. I-am ocupat locul Anișoarei. Totuși, în această seară, mă pot face și prezentatoare la știri. Mai întâi de toate, până vă arăt eu toată artileria grea din această seară, vreau să vă spun că am împlinit 20 de ani, dăm o petrecere cu totul și cu totul grandioasă, suntem o familie adevărată, iar pentru asta dovada ar fi numărul mare de invitați din această seară, fiindcă sunt așteptați 500 de persoane, aproximativ 500, printre care politicieni, diplomați, artiști, persoane publice, toate își vor da întâlnire în această locație minunată. Haideți să vă fac o mică excursie, fiindcă în cazul în care vă este tare dor de prezentatoarele ProTV, doar în această seară le veți putea admira, socializa, complimenta, certa
de ce nu? Astăzi este momentul. Asta pentru că platourile lor s-au mutat aici. Da, 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 ați auzit bine. Ați văzut mai devreme platoul o Seară Perfectă, cel al știrilor, îl avem și pe cel al Elenei Javela Sounds Good și neapărat al colegei mele Silvia. Gusturile se discută, dar este cumva cam departe la capătul sălii și neapărat avem și platoul în profunzime. Asta pentru că în această seară cea care va modera evenimentul este nimeni alta decât prezentatoarea în profunzime, Lorena Bogza, cea care muncește la Pro TV de când s-a născut postul de televiziune. Dar vreau un pic de gălăgie. Un pic de gălăgie să vă demonstrăm că cei care vor face atmosfera și îi vor molipsi pe toți de energie este nimeni alta decât Geta Burlacu și bandul ei. Ei stau un pic pe gânduri. Ne cântați ceva? Suntem în direct! Liniște în sfârșit. Geta, draga mea, mai întâi de toate vreau să ne povestești un pic despre relația ta cu Pro TV. Mie mi se pare că e una din cele mai durabile relații pe care le-am avut în viața mea cu oricine, cred eu, pentru că prietenia noastră durează foarte mulți ani. Cred că de atunci, de când și eu și Pro TV aici în Moldova, eram la un început de drum. Și cred că cel mai important lucru pe care vreau să-l spun, vreau să vă mulțumesc pentru tot. În primul rând, pentru că într-o bună zi, la primul meu concert, v-ați apropiat de mine și mi-ați spus: Geta, întotdeauna o să te susținem, ne place ceea ce faci. Și în al doilea rând, pentru că într-adevăr v-ați ținut de cuvânt și după atâția ani, exact, mă susțineți. Exact, exact. Vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă... Bine, totodată, cât e de mare responsabilitate, fiindcă cumva va trebui tu să îi molipsești de energie, să întreții atmosfera din această seară. Eu vreau să-ți spun că eu întotdeauna, înainte de evoluare, am emoții și cred că astăzi... Exact, nu am să scap de emoții. Eu sunt tare mulțumită că sunt susținute de acești băieți minunați care sunt în jurul meu în scenă, pentru că alături de ei întotdeauna îmi vine mai ușor. Bun, eu vă doresc tare, tare mult succes. Cam atât de aici, de la mine. La mulți ani, Pro TV Chișinău, și o seară perfectă în continuare să aveți. Anișoara e legătura, dar mai întâi de toate să știți că colega mea, Tina Cozonac, va veni ceva mai târziu, din nou de aici, în direct, pentru voi, să vă redea mai multe, fiindcă cu siguranță se va aduna lume până atunci. Cam atât, pe curând, o seară perfectă în continuare să aveți! Valeria, îți mulțumim! Da, cu siguranță vom reveni la recepție, iar acum urmează o scurtă pauză. Imediat vedeți ce v-a pregătit Pro TV pentru această toamnă. Stau și aștept să depun documentele și când rămân 2-3 persoane în fața mea, mă întorc la 380 de grade și mă opresc la masa de limbă franceză. Asta la Pro TV ai tot ce vrei să vezi: știri, dezbateri politice, arome și savoare din bucătărie, muzică bună și, desigur, seri perfecte. Așadar, te invităm să ne fii alături și de acum încolo. Încearcă să fii ca toți. Nu are rost să te implici sau să riști. Nimeni nu ți va fi alături când îți va fi greu.
principiile nu se pun în buzunar și nu-ți hrănesc copiii. Și să nu crezi că poți crea sau schimba ceva. Renunță și nu mai încerca. Oricum, nu-ți construiești tu viitorul. Dar tu ai ales să gândești liber. Suntem în centrul evenimentelor zilnic și chiar de la prânz vezi deja ce se întâmplă în țară. Patricia Podoleanu te așteaptă la Jurnalul Amiezii. La jurnalul de la ora 13:30, reporterii sunt în mișcare, evenimentele în derulare, acțiunea este întoi. Așa că noi vă arătăm realitatea așa cum este ea, nefiltrată. Practic, dăm tonul acelei zile. La ora 17, Loreta Lisnic te ajută să-ți faci o imagine clară despre ce s-a întâmplat. Informațiile corecte, echidistante și ample sunt indispensabile ca și aerul. De ele veți avea parte la jurnalul de la ora 17, unde concentrăm pulsul zilei. Așa că vă aștept la pupitrul știrilor. Cel mai important jurnal al zilei ți-l aduce Sorina Obreja. Sunt deja 20 de ani de când seară de seară, la ora 20, ProTV vă spune bună seara. Și asta nu se va schimba, sper eu, cel puțin în următorii 20 de ani. După mai vedem. Așa că și în continuare, includeți televizoarele la ora 8 ca să vedeți cele mai importante știri ale zilei. Și nu doar asta, ci întregul tablou al acelei zile. Sfârșitul de săptămână te găsește în compania Suadei Carcuchi. De acum încolo eu o să vă fiu alături în fiecare weekend, așa că sâmbătă și duminică la ora 20 vă aștept la pupitrul știrilor ProTV ca să vă aduc informații de ultimă oră. Cele mai importante dezbateri politice se dau în fiecare joi. Mergi în profunzime cu Lorena Bogza. Poți să rămâi doar la suprafață. Poți, nu poți. S-au întâmplat foarte multe lucruri între timp. Politicienii se mișcă rapid. Ce fel de decizii iau urmează să vedem, urmează să analizăm. Cert este că va fi un sezon destul de fierbinte, pentru că vom avea și alegeri în această toamnă. Iar fiecare seară devine perfectă atunci când suntem împreună. Când ele se întâlnesc, tu ai o seară perfectă, numai la ProTV. Aromele, secretele, nebunia și bucatele se împletesc într-un mod unic la Gusturile se discută. Inspirație. Am uitat să pun usturoaie cu tine. Și picanterii la fiecare pas. Tu ăsta de colteul meu? Totul condimentat de Silvia Petrov și Petru Chicu. Iar diminețele de duminică sună bine cu Elena Javelea. Are invitați unul și unul. Este un supererou. Eu vreau să fiu pe sută. Și playlist-uri la zi. Mama, mama, don't be so mad. Ioane, Ioane. Sper că invitații mei vor fi gata de noi provocări. Sper că vor aduce multă muzică calitativă în platoul Sound Scoot. Și sper că vom avea un sezon mult, mult mai bun și mai interesant decât cel ce a fost anterior. Așadar, toamna asta, tot ce vrei să vezi e la ProTV. De 20 de ani, tu ești ProTV. Povestea lor a început cu o nuntă. Cam povești, 7 zile, 7 nopți. Cântă muzica, se servesc fructe, ceai. Și femeile schimbă rochile. Și aurul. Iar de atunci au trecut 20 de ani, timp în care Golamali Mohamadifard și-a construit o carieră și întemeiat o familie. Chiar suntem foarte bucuroși că tata a decis să rămână aici, alături de noi. Afli în continuare, doar la o seară perfectă, povestea iranianului stabilit de 2 decenii în Moldova. Eu cred că este manifestarea tuturor nebunilor care eu am avut în viața asta. 1999 a fost un început de cale nu doar pentru ProTV. Vă prezentăm astăzi povestea unei moldovence care acum 20 de ani a lăsat zona de mijloc și a plecat în inima Franței. A ajuns timid la Paris, însă în timp a reușit lucruri mari. Colega noastră Valentina Cozonachi a făcut o vizită. Să vedem despre ce este vorba. De 20
20 de ani împreună suntem Prota Vechi și Nou. Am descoperit an la rând povești ale dumneavoastră celor de acasă pe teritoriul Republicii Moldova. De această dată, în 2019, la 20 de ani diferență, am venit aici, în capitala franceză. Ne-am luat un bilet exclusivist ca să cunoaștem alte povești a oamenilor moldovenilor din diaspora, care în de asemenea au pus play pe butonul Prota Vechi și Nou și au fost alături de noi. Doamna Maria, atmosferă perfectă aici, nu știu ce să vă zic, bon matin sau bună dimineața? Ambele sunt binevenite și bine ai venit la mine în grădină. Acum 20 de ani, Maria Caprian, profesoară și director de școală în satul său Jora de Mijloc, a luat o decizie care avea să-i schimbe viața. A renunțat cu greu la munca pe care o iubea și a pornit spre Paris. Factorii care au contribuit ca eu să iau decizia de plecare au fost mai mulți, a fost partea financiară una, alta a fost că de mai mult timp visam la un proiect mare și știam că nu s-l pot realiza acolo. Experiența a învățat-o că lucrurile nu sunt întâmplătoare. Crede cu fermitate în destin. Prima e legătură cu Franța, început pe băncile Facultății de Limbi Străine. Cu dosarul în mână, pe atunci domnișoara Caprian era pregătită să devină profesoră de limba rusă, dar soarta îi pregătea altceva. Stau și aștept să depun documentele și când rămân 2-3 persoane în fața mea, mă întorc la 380 de grade și mă opresc la masa de limbă franceză. Deci nu acesta, cred. Într-adevăr, a fost un destin. În 2003 l-a cunoscut pe actorul ei soț, Michel, un francez de la sudul Franței, mai exact din capitala europeană a filmurilor, Cannes. Astăzi, una dintre cele mai recunoscute instituții de inovații în domeniul dronelor. La 3000 de kilometri distanță de casă și-a amenajat în curtea franceză o mică grădină care îi amintește de Jura de Mijloc. O grădină mare, frumoasă, bănuiesc, e preconizată pentru multă lume. Da, pentru că avem copii, avem nepoți, deci familia este foarte mare. La întâlnirea cu noi, grădina a fost primitoare, însă cam pustie. De sărbători aici se reunesc cele două familii care în timp a devenit una singură. Copiii lui Michel și ai Mariei au legat prietenii și se simt un tot întreg. După ce ani la rând a fost nevoită să stea la distanță de feciorii săi, lăsându-i în grija bunicilor, la majorat, Maria i-a adus aproape de ea. Astăzi îi despartă o singură stradă, pentru că sunt vecini. Astfel, grădina este tot timpul pregătită să își întâmpene oaspeții. Știți cum miroase? Imbatabil. Asta e. Nu mai merge ție, Bonescu, magazinul. Și dacă dorește... Avem și castravete. Avem și castravete, avem de toate. Suntem în Moldova, gata. Nu, n-ai spune că e Franța, dacă ieșim din curte și mergem câteva pași distanță. Și în Franța se cultive, și în Franța se cultive, da. Intrăm în antreu, deci este veranda, este sejurul nostru aici la un mic dejun când afară plouă. Aici începem ziua și aici terminăm. Povestea cuplului este fascinantă. Numele dragostei, Michel, a renunțat la catolicism și a preluat religia Mariei, ortodoxia. În 2008 ne-am căsătorit pe civil. Civil. Deci ne-a ajuns 5 ani ca să înțelegem că suntem gata ca să stabilim o familie mai trainică. În 2008 ne-am căsătorit civil și în 2012 a urmat o altă căsătorie religioasă. Deci Michel a devenit ortodox. O să vedeți o parte din lucrul nostru și o parte din echipă, pentru că a doilea parte este deja în concediu, deci vă invit. Competiția în capitala franceză este acerbă, mai ales dacă nu ești un nume cunoscut la nivel local. Muncești de două ori mai mult decât alții. E și cazul Mariei Caprian, care alături de echipa sa a reușit să lanseze pe piața franceză drone care astăzi au devenit inovații mondiale. Acum 20 de ani în capitala franceză, care și-a lansat o afacere de succes în domeniul dronelor. Despre asta scriu ziarele franceze și bineînțeles că presa este aproape de moldoveanca noastră. Ateliere ce te fascinează și inovații care nu au fost prezentate publicului până acum. Așa arată locul de muncă al moldovencei, iar într-o lume a bărbaților, Maria Caprian a reușit să se impună, fiind chiar șefa soțului ei. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Tu, beaucoup de travail, mais ça va. Beaucoup de travail, mais ça se voit. Mais non, moi doute. Voilà, ça se voit. A
are în subordinea sa 8 angajați, iar sunetul tocului de pantofi este semn că șefa a ajuns la serviciu. Dacă din societatea celălalt se aude tocurile pe care doar toată lumea știe că sunt eu. A, vedeți? Despre moldovenca care a cucerit Franța în domeniul inovațiilor au scris unele dintre cele mai recunoscute ziare din Franța. Iar de curând, protagonista noastră a fost intervievată a celui mai recunoscut și urmărit post de televiziune din Franța. Avem multe de arătat, acestea sunt drumurile de, deci, de trătare, deci suntem în, cum ai spus mai înainte, ecolog, deci suntem agrin, protejăm natura, lucrăm cu produse naturale, avem autonomie destulă, toate drumurile sunt omologate la departamentul Ministerului Apărării. Maria poate spune astăzi cu mândrie că a reușit, iar francezilor le povestește cu drag despre țara în care s-a născut. Ca să vă convingeți că dincolo de hotarele Republicii Moldova poți fi un om de succes și în diasporă, undeva în lume, dar cu toate acestea gândind, trăind, respirând moldovenește. Take off your coat. Aromă chiar moale, de vanilie, ciocolată. Simt ciocolată mai multă și adulcie, am impresia că e un balzam. Dar până catăria să fie divinizată de către pasionați, ea trece mai întâi prin diferite probe de foc la propriu. Laborator de producere, unde se fac testările fizico-chimice ale divinului. Este o băutură care se formează în foarte mulți ani, de tătă și costă foarte scump. În continuare, îți prezentăm povestea unei iubiri care costă milioane. Povestea divinului de aceeași vârstă cu ProTV. De 20 de ani, Moldova este țara în care își trăiește visurile, face ceea ce îi place, își crește copiii și, deși își iubește mult țara de baștină, Moldova a devenit deja casă pentru el. Nu uită nici de Iran, pentru că odată pe an își vizitează rudele. Cum a început aventura lui Golamali Mohammadifard în Moldova și cum s-a transformat timp de 23 de ani, vedem în reportajul ce urmează. Și 20 de ani înseamnă, în primul rând, stabilitate. Nepotință, nevoie de ajutorare, frică, angoasă. Mai departe era vorba de formare și asociere între tine, identitate care era și mediul unde ești, un apetit enorm de mare pentru a învăța cât se poate mai mult. Și ultima etapă de la 20 de ani e vorba de stabilitate. Deja nu mai ești din altă parte. Copil fiind, nu și-a imaginat că o țară pe atunci necunoscută, cum este Moldova, ar putea să-i devină casă. Dar pentru că viața bate filmul, deja de mai bine de două decenii, iranianul Golamali Mohammadifard și-a făcut cuibul aici, la Chișinău. Am încercat să acumulăm experiențe. Eu legat de meserie, legat de specialitate, legat de cultură, legat de modul de gândire, partea cealaltă, oamenii legat de mine și ceea ce ne-a ajutat probabil, în contextul respectiv, că să închegăm relația asta, a fost răbdare și înțelegere. Să o luăm însă de la capăt. Studiile la psihologie l-au dus pe Golamali în România, acolo unde a cunoscut-o pe Tatiana, basarabeanca ce avea să-i devină soție. Cum v-a abordat și cum v-a cucerit domnul Mohammadifard? Foarte tactos, într-o manieră foarte ușoară. Da, până la noapte, oricum, noi am mai avut încă aproape 10 ani de cunoștință. 23 atunci sunt. Da, 10 ani noi ne cunoșteam, după aia am făcut căsătorie, adică nu a fost un pas foarte rapid, ușor. Fără mult stres, s-au mișcat înainte spre o viață în doi. Nunta lor a fost o îmbinare armonioasă între tradițiile noastre și cele iraniene. O mică mare diferență dintre familia noastră și a lor, adică acolo au fost în jur de 1000 de persoane la nuntă și la noi în jur de 100 de persoane. Cam povești, 7 zile, 7 nopți, exact așa, când le citești, exact așa e, să gătesc, să întâlnesc, vin oaspeți, vin în continuu, zi, noapte. Cântă muzica, se servesc fructe, ceai
Și femeile schimbă rochile și aurul. Timpul a zburat, iar Tatiana și Golamali au acum doi copii pe nume Anahita și Arian. Cei doi sunt pasionați de șah, engleză, muzică și știu bine cum să îmbină activitățile cu distracția. Anahita e zeița apelor, înseamnă zeița fertilităților, fertilității, a iubirii, a dragostii, a curateții, a curățeniei. Foarte bine informată ești. Iar tu? Arian înseamnă un înțelept. Ținând cont că chiar aici ne-am născut, aici este țara de Baștină unde trăim, chiar suntem foarte bucuroși că tata a decis să rămână aici, alături de noi. O casă spațioasă într-o suburbie a Chișinăului, unde domnește liniștea și ospitalitatea. Așa aș putea descrie căminul familiei Mohamadi Fard. Casa asta, prin muncă care este, s-ar putea sunt datorită lor un pic mai echilibrat. 12 dormitoare, cui trebuie? E, vin prieteni, vin unii alții, când vin, stau și mai se simte bine, sunt relaxat. Adică are și partea bună. Dar personal, pentru mine, eu cred că este manifestarea tuturor nebunilor care eu am avut în viața asta. Treburile casei sunt bine împărțite. Fiecare știe ce are de făcut, iar Tatiana își trăiește pasiunea pentru grădinărit zi de zi în curte. Aveți o grădină foarte mixtă, eu zăresc cam de toate. Ce credeți că lipsește? Ce ați mai adăuga? Eu aș mai adăuga o sacură. Serile îi adună pe toți în jurul mesei, se gătește și moldovenește și în stil iranian. Iar noi am avut ocazia să gustăm din deliciile acestei bucătării fantastice. În cei peste 20 de ani petrecuți aici, Golamali Mohamadi Fard și-a format deja un cerc stabil de oameni care îi cer ajutorul. Pe lângă asta, mai predă și la facultate. Este foarte direct, nimic nu spune, nu înconjoară nimic, este cel mai direct om și foarte bine pentru chiar și contactul persoană. Profesor este un om ideal. La serviciu îl cunosc foarte serios. O responsabilitate înaltă de toate lucrurile pe care se fac, cu foarte multe inițiative. El aduce întotdeauna specialiști foarte buni care lucrează atât cu studenții, cât și cu cadrele didactice. Sunteți un carierist sau un familist? Eu sunt familist. Carieră este pe lângă familie. Eu carieră fac pentru folosul familiei. Și familia mea nu este familia proprie zisă, doi copii și soție. Este societatea care trăiesc. Atunci eu nu sunt carierist. Eu sunt familist, familie care mă înconjoară, familie mare care am și actualmente este Moldova. De ani înseamnă pentru un om cunoaștere, experiență, experiențe grele și dezamăgiri. Pentru un divin însă 20 de ani înseamnă o aromă plăcută, greu de uitat, gust rafinat, culoare care te hipnotizează și muncă titanică a zeci de oameni pasionați. Silvia Petrov îți prezintă povestea divinului de aceeași vârstă cu ProTV. Istoria coniacului începe în secolul al III-lea, în largul peisaj al istoriei. Această băutură va evolua către ceea ce avea să se numească apa vieții sau licoarea zeilor. Distilatul din soiuri foarte precise de struguri, cu o tărie alcoolică de 40%, ușura traiul greu al oamenilor din vechime. Acum, coniacul parcă oprește timpul în loc pentru cei care îl savurează. Din 1896 și până astăzi, băutura aurie de la Călăraș a dominat lumea divinurilor moldovenești. 20 de ani e mai mult decât descoperire. 20 de ani e deja istorie. Astăzi descoperim împreună povestea divinului de 20 de ani. Bun venit la cea mai veche fabrică de producere a divinului de la noi!
armă lasă și te predispune? Are o istorie peste 120 de ani. Prima semnificație din 1896, când un om de afaceri din Georgia, David Saragișvili, a venit în Moldova, a venit în Călăraș, a construit o distilărie, procura vin de la țărani, distila și trimitea în mutoaie distilată deja în Georgia, făcând coniac gruzinesc și trimitând pe urmă în Rusia. Cele mai vechi distilate avem din 1967, cel mai vechi de vin avem de 50 de ani, care deja la două concursuri internaționale au obținut Grand Prix. Chiar și așa, noroc, divinul de 20 de ani este în topul preferințelor a peste 10.000 de consumatori pe an. Mai mult, divinul se bucură de notorietate internațională. O dovadă sunt și cele 7 medalii de aur și una de argint. Băutura este produsă din distilate de vin din zona Codrilor Moldovei, cu vârsta medie de maturare de 20 de ani. Posedă o aromă pronunțată cu nuanțe de rășine și enanți. Gustul divin este moale, plin și catifelat. Vreau să vă arăt budanul unde este noroc de 20 de ani. Budanul din 1965, din momentul când a fost construit acest corpus, este cel mai vechi budan. Noi să cutim, asta e sala de aur. Distilatul din vin e incolor, alb. Da. Pe parcursul maturării în butoi, el extrage stejar din doagă, oxigenul nimerește prin porii doagei, culoarea se face, culoarea aurie deschisă, aurie, aurie închisă, în dependență de vârsta cât stă, se ivește aroma compusă de, cu nuanțe de stejar, cu nuanțe de vanilie, cu nuanțe de ciocolată. Imaginează-ți ce înseamnă 20 de ani, un sfert din viața unui om. În această cameră mică și întunecoasă sunt martorii tăcuți ai timpului. Prăfuiți, stau timid, așteptându-și rândul să fie ridicați la rang de model. Aflăm într-o mică enotecă, sau cum se zice, divinotecă, unde tehnologii de vremuri, de ani, au depozitat cupajele cele mai fine ca să ne servească de lungul timpului ca un fel de etalon. Era o sticlă unică în Uniunea Sovietică, caracteristic pentru divin. Suvenir se numea. Acest divin se mai bea sau nu? La necesitate de comparație. Dar până ca tăria să fie divinizată de către pasionați, ea trece mai întâi prin diferite probe de foc la propriu. Suntem în camera unde foarte puțină lume are acces. Aici unde de fapt e o lume total nouă, o lume plină de chimie și unde eprubetele sunt vedete. Suntem în laborator de producere unde se fac testările fizico-chimice ale divinului și vinului respectiv pentru producerea distilatelor. Pregătire pentru determinarea alcoolului. Îl aducem la cotă, la temperatură de 20 de grade, că e foarte important. Uh-huh. Și mergem și îl punem la distilare. Acesta e un aparat clasic de distilare. Fixăm colul aici. Acolo se evaporă, prin refrigerator se condensează. Aici circulă apa rece, care condensează vaporii de alcool și se acumulează în colba de recepție, care se află într-un vas cu apă rece, ca să nu pierdem din vapori. Distilatul trebuie să fie la temperatura la care s-a fost proba. Noi, de exemplu, a fost 18 grade, 18 grade trebuie să avem în distilat. Avem un nivel certificat de calitate, unde sunt indicați toți indicii fizico-chimici. Fiecare om care lucrează în companie ne demonstrează că dragostea durează nu 3, nu 20, și nici 70 de ani. Dragostea lor pentru divin durează deja un secol și mai bine de două decenii. Este o băutură care se formează în foarte mulți ani, pe tăteri și cost foarte scump. Chiar și așa, pe segmentul de lux al tăriilor aurii, lupta este aprigă. Concurenții nu cedează, iar gusturile consumatorilor sunt din ce în ce mai rafinate. Însă doar așa poți crea povestea unei iubiri care costă milioane. Avem la 600 de hectare de viță de vie.
Se investește în tehnică, în cules, în utilaje. La 1 milion și ceva de euro plănuim să investim anual în dezvoltare în perspectiva anului viitor. Nobila licoare de 20 de ani face parte din colecția de aur de elită a companiei. Băutura este turnată în sticlă de cristal și ambalată într-o cutie din piele cu gravură specială. Aromă chiar moale, de vanilie, ciocolată. Simt ciocolată mai mult, așa dulcie. Am impresia că e un balzam. Nu întâlnim nuanțele astea la un divin de 12 ani, la un divin de 30, de 40 chiar. Savărăm aroma încă mai bine dacă vom roti divinul pe bocal, substanțele volatile vin la nas și atunci și savărăm aroma cu mult mai intensivă. Marca Noroc a fost probată la Moscova. Asta e ultima marcă. La Roș întreba ce înseamnă Noroc. Și noi explicam că Noroc înseamnă tot. Te-ai întâlnit și ai spus. Noroc! E divin, nu sunt bani. E imposibil. Vasile Advahov ne-a adus atmosfera de sărbătoare în studio. Bună seara, bine ați venit! Vă invit aici. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara și bine v-am regăsit! Bucuroși! Da, nu ne-am văzut de mult și mă bucur că sunteți alături de noi în această zi specială pentru noi, pentru că sunt 20 de ani de ProTV și pentru început vreau să vă întreb pe voi asta, pentru că ați fost alături de noi de multe ori în acești 20 de ani. Cum vedeți voi relația pe care o aveți cu ProTV? În primul și primul rând vreau să vă felicit cu această vârstă frumoasă de 20 de ani. Și vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut și pentru cultura țării noastre. Mereu ați fost alături de noi, orice rugăminte, orice invitație, ați fost alături, ne-ați susținut în toate proiectele la care am apelat la dumneavoastră. Și pentru asta vreau să vă mulțumesc. La mulți ani și vreau să vă felicit.
să-i spun că am crescut și noi cu știrile Pro TV de la început, după care însuși televiziunea Pro TV. Vă urmărim, sunteți un post TV, o televiziune tare, vă dorim să aveți parte de emisiuni frumoase, precum le aveți, de jurnaliști adevărați, cum sunt și la dumneavoastră, și să fiți tot timpul așa sus, 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 la înălțime. Să dea Dumnezeu! Știți, eu de fiecare dată când vă văd pe voi, mi-aduc aminte de un reportaj în care vă vedeam pe voi doi, alături de Zinaida Julea și de colega noastră Lorena Box, a la pescuit. Vreau să vă întreb, probabil asta tot este o parte importantă a relației. Și la pescuit ați fost cu noi împreună. Da. Și vreau să vă întreb dacă se mai întâmplă acum, mai reușit să mergeți sau s-a cam pierdut obiceiul? Mi-aș dori foarte mult, dar din lipsă de timp liber nu prea reușim să mergem la pescuit. Dar nu zic nu, pentru că sezonul de pescuit încă este deschis, poate reușim anul ăsta să mai mergem. Dacă tot da, ne aducem aminte despre asta. Și mergeți cu noi, vă facem o invitație. Mergem sigur cu toată lumea, cu echipa. Știu că atunci după emisiunea aceea ne sunau și întrebau, dar unde ați fost, la care ias? Dar nu era pus peștele special sau nu știu ce. Nu, a fost totul așa adevărat, a fost într-adevăr un pescuit extraordinar. A fost extraordinar. Adevărat. Cât de des vă apucați să vă vedeți cu metra Lorena? O bârșim acum, că e ocupată. Deschidem toate cărțile de față. Deschidem toate. Mi-aș dori mai des să ne întâlnim și numai cu Lorena, cu toți noastre, dar iarăși lipsa de timp și suntem foarte desplecați în România. Deci, practic, aș zice 80% din activitatea orchestrei este peste Prut. Uh-huh. Și mai puțin timp avem liber pentru a ne întâlni, mai discuta. Din păcate, pentru că totuși timpul trece, fuge și mai vrei să mai stai cu cineva, să te mai consulți, să-ți mai aduci aminte, să mai treci prin istorii, dar timpul e puțin. Pentru asta sunt bătrânețile, da? Să ne aducem aminte și să depunem. Da, până atunci mai avem. Revenim imediat la discuția noastră. Vreau repejor acum să mergem la recepția noastră, dată de Pro TV, acolo unde Tina Cozonac ne așteaptă să ne spună ce se mai întâmplă. Tina, bună seara! Bună seara, Niciuna, bună seara, domnilor și domnilor! Cu această replică și-au început fiecare buletin de știri prezentatoarele Pro TV Chișinău. Ei bine, astăzi facem 20 de ani de când am intrat pentru prima dată în casele, dar și în inimile dumneavoastră. Acum este rândul nostru ca să vă invităm aici, la petrecerea noastră, la noi acasă, unde puteți să vedeți toate platourile și studiourile unde se filmează cele mai tare emisiuni TV pe care voi le-ați îndrăgit sau le-ați idolizat, de ce nu. Pentru că astăzi se vorbește continuu despre Lorena Boxa, cea care a dat practic naștere primelor subiecte de la Pro TV Chișinău, pentru că dânsa făcea parte din familia Pro TV până să se lanseze postul nostru de televiziune. Am auzit că frații Advahov tocmai au nominalizat acest nume, au spus ceva despre dumneavoastră. Bună seara! Bună seara, bună seara! Ce au spus? Au spus de bine, sper! Cu siguranță, despre Lorena Boxa doar de bine! Ei îmi sunt tare dragi și iubesc foarte mult, ei sunt alături de noi de la începuturi și sunt niște băieți extraordinari, foarte talentați. Bravo! Mă mândresc cu ei! Lorena, acum sunt 20 de ani. Cum sunt 20 de ani? Sunt atât de mulți și atât de puțini în același timp, pentru că mai avem multe lucruri de făcut, pentru că acești 20 de ani pentru noi înseamnă multă muncă, responsabilitate, curaj, perseverență, verticalitate. La 20 încolo, ce se va urma la ce va urma la în profunzime? Va fi al 21-lea. Asta va urma. Da, asta va urma. Ce să fie? Va fi, ca și până acum, o emisiune în care vom discuta ce se întâmplă pe scena politică, vom discuta sincer, deschis, așa cum o facem și vom pune întrebările pe care le așteaptă telespectatorii noștri. Noi așteptăm acum pe invitați, pentru că ești gazda evenimentului, recepției de astăzi. Avem 3 minute până vine ei, nu? Ei deja vin, deja avem mai mulți invitați care au sosit acolo, o parte dintre ei am reușit să-i văd și să-i salut, pe o parte dintre ei, o altă parte deja a venit în lipsa mea, așa că trebuie să plec, vă pup, vă iubesc, să ne vedem sănătoși și peste 20 de ani, cel puțin, Doamne ajută, la mulți ani Pro TV, la mulți ani ție, în primul rând, telespectatorul nostru, grație căruia existăm de 20 de ani.
La mulți ani, ProTV, eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Lorena fuge să aștepte invitații de aici, pentru că avem 500 la număr dress code-ul albastru astăzi, așa că fiți pe fază, pentru că mâini vă așteaptă reportaje senzaționale de aici, de la eveniment. Anișoara, succes mare în emisiune în continuare. Îi salut și pe frații Azvahov, Vasile, Vitalie. O seară perfectă în continuare și 20 de ani cât mai frumoși. Mulțumim, Tina. V-ați pregătit albastru? Sigur, am luat un accesoriu. Să sânge albastru, avem cu toți. Da. Glumim, evident. Să vorbim un pic și despre vara voastră. Una plină de concerte, dacă tot ziceai că sunteți acum mai mult peste Prut, au tot fost concerte din seria asta cu Andra, tradițională, nu? Chiar acum vorbeam înainte de emisiune că ați revenit și voi din vacanță. Chiar noi am avut parte și de vacanță, dar am avut parte și de o vacanță muzicală, să spunem așa. Suntem în proiectul ăsta, în turneu tradițional. Am avut deja anul ăsta 12 spectacole și cu, să spunem, cu anul 2018. Mai avem încă 3-4 spectacole în continuare. Este un proiect foarte frumos, este o echipă tare de, să spun așa, artiști în frunte cu Andra și cu orchestra, care facem niște spectacole foarte frumoase și ne primește lumea, așa ne simțim de parcă suntem acasă. Și pe alocuri și mai bine chiar. Doamna va fi la fel de aglomerată? Da, deja numai în septembrie avem vreo 3 spectacole peste Prut și bineînțeles avem deja planificate și aici foarte multe spectacole. Chiar astăzi am discutat cu conducerea Direcției Cultură despre Hramul Orașului, pregătim ceva foarte interesant. Fiind orchestra municipală, noi fiind municipali, să punem accent de ziua Chișinăului, să facem un spectacol iarăși frumos. Sunt sigură că așa va fi. Între timp, ieri ați avut parte de niște emoții speciale. V-am văzut în niște poze alături de micuții voștri care au mers în clasa 1. Și am aflat eu aici între timp că mai stau și într-o bancă. Deci, pericol mare, eu da? Eu nu prea aș vrea să stea într-o bancă, pentru că știind caracterul ficiorului, Ana Maria, știu că nu o să fie ușor profesoare. Într-adevăr, am avut emoții mari, pentru că copiii noștri au mers într-o clasă și deja, dacă aveam un copil la școală, acum deja sunt cu doi feciori la școală, vedeți poza acum în... Da. Sunt emoții și, bineînțeles, îmi doresc ca să studieze bine, îmi doresc ca copiii să capete studiile pe care le-am avut cel puțin noi și să mă mândresc și eu cu ei, la fel cum se mândresc și părinții noștri cu noi. De acolo s-ar putea să iasă scândei pentru că ei sunt foarte năzbătioși? Sau... Așa s-a primit că copiii noștri au mers în același liceu, în aceeași clasă și vor studia împreună vioara la aceeași profesoară. E cam complicat pentru că ei sunt năzbătioși, dar ne vom strădui așa ca să fie totul bine. Școală să fie școală. Da, școală să fie școală. Școala să fie școală. Verișorii, verișori, dar școala, școală. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru că ați fost alături de noi în acest și zi. Noi vă mulțumim. Mulțumim și la mulți ani. O toamnă frumoasă să aveți, vă așteptăm cu drag. Emisiunea noastră se încheie aici, ne revedem și mâine la ora 17:45. O seară perfectă. La revedere!